O aeronavă a forțelor aeriene române configurată pentru misiuni medicale a decolat astăzi în baza 90 transport aerian din Otopeni pentru a efectua o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni-Iași-Pisa a doi pacienți nou-născuți aflați în stare gravă. Echipa medicală care i-a monitorizat pe pacienți pe timpul zborului a fost formată din specialiștii SMURD și ai bazei 90 transport aerian. Terapie intensivă SMURD împreună cu neonatologia a efectuat transferul a doi bebeluși, respectiv nou-născuți de la Spitalul Sfânta Maria și de la Maternitatea Cuza Vodă, doi bebeluși cu malformații cardiace pe care i-am transferat la aeroport. A venit avionul cu o echipă de colegi de la București care i-a preluat pentru spitale din București în vederea tratamentului de specialitate și în special tratament chirurgical. Evoluție bună a bebelușilor pe timpul transportului, sperăm șanse de rezolvare a malformațiilor cu care acești micuți s-au născut.